să vorbim? Nu. Cum? Nu mai vreau să vorbim. De ce? Că nu mai vreau. Păi, motivul? Știi tu foarte bine. Că nu-ți dau parlament la telefon? Asta e motivul? Da. Tu vorbești serios? Da. Deci nu vrei să mai vorbim niciodată? Că nu-ți dau parlament. Da. Mi se pare așa că de-a lungul timpului tu ai pulsat. Hmm? Cum? De când ne cunoaștem, nu ne-ai făcut decât să întinzi scoarda. Cu mine. Uite că ai întins-o tu acum. Eu am întins-o, nu am avut nicio cerință. Sunt foarte ok. Păi știu că nu ai ca să nu am cerințe nici eu. Păi cum? Logic. Așa vezi tu situația? Da. Când ți-ai dat seama? Uite acum apis că nu mi-a dat seama. Când erai tu cu mine sus pe scări? Mhm. Așa te gândești tu. Dar nu e vorba de intimitate, e vorba de timp scoară. Ok. Eu zic că e timp scoară. Da, știu. Foarte tare. Ai văzut că îți fac pe plac? Da, îți dai seama. Ai văzut că te-a deranjat, nu știu ce, am rezolvat-o? Ai văzut să... A, deci eu trebuie să am... Să mă condiționez ce trebuie să fac. Păi nu tu mă condiționez pe mine, tu îmi spui că dacă nu dau parole, ne despărțim. Asta, tu îmi pui condiția asta. Păi dacă tu îmi spui mie toată viața ta, nu o să-ți dau parola. Și nu ți-o spun nici din ambiție, nici la mine. Păi asta zic, cu mine mai ce... Nu am ce să caut lângă unul care mie nu-mi dă parola. Nu, 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 chiar nu, nu există. Da, și băiețul a fost de acord cu mine și fetele. Mi-mi miră de ea acum, da? Că e mai liniștită, mai calmă. Oamenii o urăsc pe chestia care o are ea fără să vrea, așa o născut-o Dumnezeu, să fii mai șmecheră, mai... Adică ea nu poate controla, așa e ea. De ce tu poți fi cu bun simț și să fii unicul băiat care... Niciun băiat nu pune pe la loc, tu înțelegi? Da. Doar eu, niciun băiat atât din fete, eu și din băieți tu. Nimeni, mai nici Livia, nici... Ești ei, j-ador, Doamne, ăsta e primul la distrus. Da, l-au murdărit tot peretele de ulei. Dar ești un pic supărată, ce-i cu tine? Pe... Nu, 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 deloc. Na, m-am supărat pe el la... Nu, eu nu sunt supărată, e bine. Adică doar să spun că am strigat la el la... Când? Să mă amintesc. Cu vreo... Azi, nu e? I-am zis să nu-i mai zică mie să tac. Că zic, cum, pirui... Nu-mi place, eu nu vreau ca el la deloc să vorbească cu mine. Din motivul că... Știi cum la cunosc... Da, asta vreau să zic și eu, să vă băgați în grădină. Cunosc multe situații Mariana, din, să nu te aud. Din trecut, cum, de exemplu, fostul se împacă cu fosta și se despart că își amintește că eu a fost cu unul. Așa și eu cu ela. Chiar dacă asta a fost în trecut, eu nu pot încă să trec peste chestiile care le-am avut cu ea, știi? Și motivul ăsta o rog să nu zică nică mie. Uite, pe rui mi-a zis frumos, Mariana, ce stai? Ia loc. Nu trebuie, ela, Mariana, Mariana, Mariana! Adică te întrece cu multă voce, nu? Am un mod special intensiv, îmi spune să o demasc, să nu știu ce. Dar eu i-am zis că m-am subusit. Multul mi-a zis, cum așa, tot ea-ți făcea rău și tot tu cădeai vinovată. De-aia mai bine nimic să nu-mi zică. Deci mi-a primit. Nu-i frumos să gândești. Știu. A trebuit să mă faci să gândesc mai bine. Să mă lași. Eu iar încep să mă lași. Tu fă-ți treaba, frate, să mă lași. Dar când am zis eu, taci-mă că nu vreau să râd. E vorba de asta, e vorba să... Fim noi. Gen. Dar eu sunt eu. Bine. Nu tu să nu-ți dea pedepsă. Tu tot cu aia rămas. Tot cu aia rămas. Tot. Parola. Vei la mie și o zic către mie că... Ce, dacă nu îți dau parola, ce... Am zis, nu mai am... Nu-i vorba că nu mi-ai dat acum parola, e vorba pentru vorbele care le-ai spus. Niciodată nu o să-ți dau ție parola. Dar și el ce a zis? Ha? El ce a zis? O vrei să ne despărțim, să mai vorbim? Da. Da, asta el a zis că vrea, da? Nu, nu, eu m-a întrebat pe mine și am zis că da.
Și ce a zis apoi? Ok, să-ți respect decizia și s-a dus. Nu, nu, dar chiar nu mai vreau. No. Nu, nu, chiar nu. De la atâta credeți că n-are rost? Cum? De la atât crezi că n-are rost? Cine are rost? Să mai continuați relația? Nu, dar e un detaliu care face diferență. Că nu-i cum să spui tu mie așa ceva. Ok, nu ți-am cerut-o acum, dar tu vii să-mi spui că tu... Da, da, totuși. Cum? Totuși. Trebuie să-l lași, să vezi cum mai... Nu trebuie să-l abordezi neapărat astăzi. Trebuie să-l lași, da, să vezi. Dar el o zis. El o zis. Vrei să-i despărțim? Să nu mai vorbim? Eu n-am zis de despărțim. Păi, dar el tot îmi spune asta, vrei să-i despărțim? Înseamnă că asta vrei, nu? Posibil. Cum? Și asta e posibil. Dar de ce? Eu am zis, nu, cu mine nu mai e ce vorbi și m-a luat și m-a dus de acolo. Vine la mine și ce, nu, asta e decizia ta, vrei să-i despărțim? Păi ce tu mă întrebi dacă vrei să-i despărțim? Mă ia lumea razna pe aici. Cine a nebunit? Că nu înțeleg. Lumea pe aici, prin casă. Pe care lume? Eu am înnebunit? Păi și tu un pic. Păi de ce am înnebunit? Poate de aici, uite și... Așa că... Dar du-te de aici. Că ce? Recurgeți la despărțire. Mariana, lasă-mă! Recurge la despărțire, nu recurge. Păi a zis că tu ai întrebat. Nu, nu există așa ceva. Sunt discuțiile de sus, când ea, dacă nu-mi dai parola, nu mai vorbim deloc. E simplu, deloc ce înseamnă deloc? Înseamnă că ce? Luăm o pauză de vorbire sau cum? Ne înțelegem prin semne? Că nu mai vorbiți, într-adevăr, dar... Da, că nu mai vorbiți, înseamnă nu mai vorbim deloc, vrei... niciodată înseamnă ne-am despărțit, asta înseamnă. Am venit și am întrebat-o, e sigură că asta îți dorești, asta e decizia ta? Da, ia mâna de pe mine. Ok. Dar ce... de ce nu vrei să-i dai parola? Niciodată, nu-ți dau parola nimănui. Înseamnă că ai ceva de ascuns. Probabil, da. Păi uite-te ce replice ai. Da, păi nu, probabil trebuie să stau să desenez eu acum. Tu știi. Da. Nu vreau să discut acest subiect. Nu știu. Adică nu ai cum să te trezești din senin, totul e ok, totul e frumos, dăm parola că altfel ne despărțim. Okay. Nu mai minți. Nu mint deloc. Nu mai minți, am zis dacă ar fi să-mi dai parola, mi-ai dau și de acolo a degenerat situația. Că dacă ar fi, ai zis dăm parola și zis, nu. Dacă ar fi să-mi dai parola nu și dacă, zis, nu o să ți-o dau. Nu a fost dacă. Zis, da, păi mă supăr dacă nu mi-o dai. După am zis la glumă, după m-am enervat și ai zis de eu nu o să ți-o dau. A, la tine tot timpul e la glumă. Okay. Ai mai făcut gluma asta odată, adică nu o faci în fiecare zi sau cum? Da, o fac, de câte ori am. Ok. Și eu tot de atât să-ți răspund că niciodată. Foarte bine asta. Păi asta zic și eu. Răspunsul e același, și la glumă și la serios. Ok. Așa e, când te saturi de bine, cauți ceartă, da? E ok. Tu știi mai bine. Ești o femeie matură. Da, chiar de data asta eu știu cel mai bine. Chiar să crezi că eu știu cel mai bine. Păi ia să zic, tu știi. Normal că eu știu. E cum să spui tu mie, în viața ta eu nu o să-ți dau parola. Niciodată. De dar nu zic niciodată? În viața ta, ok, niciodată. Nici tine, nici nimănui. E păi lucrul meu personal, e lucrul meu intim. Păi înseamnă că ai ceva de ascuns. Înseamnă, nu înseamnă nimic, înseamnă că niciodată nu o să dau parola nimănui. Nu, înseamnă că ai ceva de ascuns. Nu, înseamnă că nu o să dau parola nimănui. Eu cred ce vreau. A, pă, tu poți să crezi multe, tu oricum crezi ce vrei. Ți-am mai suție. Eu îți spun. Eu ți-am mai suție. A, nu, haideți să vă explic, ca să explic și lumii, că dacă tu tot vorbești cu lumea, le explic și eu. De unde a plecat toată ideea? Filip a fost acuzat că vorbește cu o fată, nu știu ce. Ea s-a gândit că și eu vorbesc. A fost acuzat, s-a demonstrat. Ok, s-a demonstrat și ea s-a gândit, bă, și tu vorbești. Gen, știi, ca și cum dacă se demonstrează că una dintre voi, să mă iertați, că dau exemplu ăsta din casă, este femeie ușoară, eu trebuie să mă la ea să o acuz pe ea și tu ești ușoară. Demonstrează-mi că nu ești ușoară. E fix același lucru. E fix aceeași chestie. E o comparație un pic exagerată, dar același lucru. Dacă cineva face o chestie, vii și mă acuzi pe mine, bă, și tu o faci. Nu contează din ce chestie ai. S-a născut. Păi fix din asta s-a născut. Chestia asta, dacă eu îți spun ție, nu ți-am zis dă-mi acum parola, că dacă nu mă despart de tine. Ok, bine, răspunsul era tot niciodată, nu contează. Păi asta îți spun, de asta m-a supărat. Deci tu, și dacă o să fii nevasta mea, tot o să-ți dau parola. Corect. Păi, înseamnă că ai ceva de ascuns. Nu înseamnă, înseamnă că e lucrul meu intim și atât. Eu nu-s de acord cu asta. E părerea ta. De acord. Nu stau să mă mai cer cu tine. Dar n-ai de ce să te ceri, că nu. Dar nici nu vreau. Nici nu trebuie. Crede-mă că ar trebui, nu vreau. E o diferență. N-ar trebui, că n-ai cu ce să te ceri, că nu mă cer cu tine. Nu, 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 gata.
mai aveai ce să discutăm? Păi, voi ați discutat, nu e ca și cum m-am trezit. Bine, Filip, acum nu știu, unii dintre voi ați niște pretenții atât de absurde, nu vorbiți despre mine. Dar nu e vina mea că sunteți în casă, nu? Nu e vina noastră că sunt situațiile în casă. Păi eliberați casa și nu o să mai vorbiți despre voi. Roxana, nu vorbiți despre mine. Ela, nu vorbiți despre mine. Nu-i ciudat, fraților, nu știu. Și mai lămurit. Am înțeles, a înțeles și lumea, ok. Vrei să mă cer cu tine? Ferească, vrei Dumnezeu să ajung să mai da, vorbesc mai tare? Gata, mi-ai spus. Vorbesc gata. Cu turcă și tu vorbești și arabă și nu înțelegem. Nu, lasă, păstrează-ți comentariile pentru altcineva, ok? Descui subiectul pentru că Andreea simte nevoia să vorbească despre chestia asta, dai seama. Nu, tu nu trebuie să vorbim, nu trebuie să facem nimic. Trebuie să stăm să nu-l deranjăm pe Marius. Nu știu că trebuie să vorbim. Nicio vorbă. Nu trebuie să jigniți. Cum? Nu trebuie să jigniți. Dar nu o luați atât de personal, ba, da, dar faci ca și Roxana în gală. Păi crede-mă că bine, mai, m-am zis-o așa, că la modul că toate cuplurile se destramă, la modul ăla. Ca și spui Andrei că a luat o raznă, că i-a luat decizia, nu mie. Doamne! Andrei, ai luat o raznă. Păi mi se pare că și tu ai luat o raznă. Nu am luat nicio decizie. Când vii și spui și dacă îi fii femeia mea, eu tot nu-ți dau parola. Ce înseamnă asta, Marius? Stai puțin, dacă asta e gândirea mea și asta înseamnă că-s nebun sau cum? A, bine, haideți acum să despicăm firul într-o mie de nu, părți. Nu, no, fine, haide să, bine. Păi ce să mai, hai să dormim cu toții, bine, să facem. Nu. Deja mi-am călcat prea mult pe orgoliu. Îți dai seama că l-a sunat una și n-a răspuns și a călcat peste orgoliu. Că a șters 1000 de fete din listă la care le dădea like și a trecut peste orgoliu. Astea sunt lucruri, da, nu are o relație. Eu nu știu cu cine ai trăit tu. Nu pot să-mi dau seama cu ce femeie ai trăit. Te înșelau maxim. Nu pot să-mi dau seama. O femeie care are alt bărbat acceptă lucrurile pe care tu mi le spui. Că n-ai cum. Adică o relație normală nu decurge. Eu sunt un domn în continuare, ți-am mai soție. O relație normală nu decurge cum spui tu. Nici cum, lasă-mă, nu mă provoca. Cum ce? Nimic. Păi tu dai like-uri la femei și spui-mi că de ce îți spun. Deci n-am voie. Tu ții femei, 1 miliard de femei în listă, n-am voie să-i spun. 1 miliard de 800, exagerezi. Îl sună femeile, de ce exagerezi? De ce îi spun? De ce, ce exagerezi? Nu, a fost vina mea că am ghicit că îl sună o altă femeie. De ce exagerezi? Nu, chiar nu. Erau niște persoane care erau acolo de 2 ani, nu cât de când am cunoscut. Bun, și tu când ai o relație și femeia ta își cere anumite chestii... Trebuie să fiu sălbatic, să știri pe toată lumea. Nu am zis pe toată. Am făcut și asta. Și mai ai încă 100 și de femei pe pariu. Mă duc și aduc telefonul și îți număr câte femei mai ai. Nu-i nevoie. Trăiesc printre oameni, normal, sunt și femei. Asta îți spun, păi eu n-am. Sunt mai multe femei pe pământ decât. Nu le șterg pe toate femeile, nu mai minți. Ai mai ai încă 100 și mai femei și nu ți-am mai spus nimic. Le șterg pe alea care credeai tu că mă deranjează. Atât. Nu, am șters la rând. Lasă, că mai ai. Mai sunt, dar am șters la rând. Femei, le-am păstrat măcar prietenii aia vechi. Măcar prietenii aia vechi. Okay. Deci el are niște cerințe. Eu cerințe? Păi numai tu ai avut cerințe. Eu n-am avut nicio cerință. Nu ți-ai să ștergi pe nimeni, nu ți-ai să nu mai vorbești. Nu, ca și cum să nu ți spun eu chestiile astea. Adică, cum să-mi spui? Sunt exagerate oricum. Sunt exagerate? Sunt... Am trecut și peste ele, ca să fie bine, să avem o relație. Ok, nu știu cu ce femeie ai avut relație. Aștea tot după masă, toată ziua și mănânc. Chiar nu pot să-mi dau seama ce fel de femeie ai avut în viața. Foarte mișto, crede-mă, erau. Niște femei foarte mișto. Dacă au avut relație cu mine, au fost niște femei calme, crede-mă. Ok. Hai că nu m-am mai nervez și nu are rost. Vă, cum vi se pare cerința lui Andreea? Nu. No. Cerința Andrei, cum vi se pare? Care? Mai parola. Parola. Nu știu. Bă, nu știu, la mine da, nu pare ceva cum minun. Cum se pare, Ligi? Având în vedere comunag, adică în timp, probabil o să ai... Stai puțin. Nu pune doar din punctul vostru de vedere nu, că nu, o vreau cereți. Să invers. La Cătălin! De la Cătălin! Nu i-am cerut acum, dăm parola, că altfel nu mai vorbesc cu tine. Puteam să fac chestia asta și în gală. Dar am zis, bă, decât să văd ceva sau să aflu ceva, pentru că era pe neașteptate, i-am spus, i-am zis, nu, meu, dacă nu, nu-i nevoie. Și eu i-am spus, oarecum în timp, dacă eu o să fiu cu tine mai mult timp. Dacă adică nu-mi dai mie parola. Păi da, mă, Andreea, mă las să zic și eu ceva, da. Nu știu. Nu, deci nu mă bag, dar dacă nu ți-a dat niciun motiv, nu e logic să fie cum nu mi-a dat? Mi-a dat, a sunat pe alte femei, a dat like-uri, eu știu ce face el, dar nu e ca și cum am zis acum. Băi, parola. Intimitatea fiecăruia, intimitatea fiecăruia. N-ai dat parola la nicio femeie din viața ta.
tot mă Ioi! Nu te cred. Eu n-am treabă. Ceau. Nu te cred. Nu știu, deci părerea mea, eu n-am treabă, frate. Nici no, mai ceau, bine închid, mai bine închid Facebook-ul. Îl închid și Instagram-ul. Nu, 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 ce scos. Băi, și eu am, în fosta mea relație, am cerut parola, mi-a dat-o. A fost la îndemâna mea. După și-a schimbat-o și vreo 4 ani, eu n-am mai avut parola. Dar aveam încredere, adică nu ești genul care să te streseze. Dar măcar să spui, da mă, viața asta normal, o să fii nevasta mea, clar că o să ai parola. Eu zic că asta cu parola trebuie dată în momentul în care ești căsătorit și ai copii. Păi el a zis că niciodată. Până, și dacă mă căsătoresc cu unul care are vreo 3 amante, vreo 7 la... Nu știu, dacă ai copil... Uite mă de aici. Păi stai puțin. Nu, calculați. Procesați ce am spus eu acum rapid și spuneți-mi cine are dreptate. Nu e ca și cum am zis, dacă nu-mi dai acum parola, mă despart de tine. Păi îți dai seama că toți bărbații vor spune că Marius are dreptate. Nu, Turcu a zis că nu. De ce nu? Păi a zis că nu are dreptate. Nu, Turcu a făcut altfel cu Oxana. Eu nu aș da parola, cum să dau parola? Cum să facă ce știu? Păi Turcu a făcut altfel. Ce-ar avea? Nu, băi, dacă tu ai o iubită și n-ai nimic de ascuns... Așa, dacă n-ai nimic de ascuns, îi dai, n-am, uite-te. Bine, Andreea, lasă-mi să spun ceva, n-ai nimic de ascuns, da? Bun, n-am nimic de ascuns. Și eu îți dau ție parola sau el îți dă ție parola și în momentul ăla se trezește una să scrie. Începe... Și vorbesc eu cu ea, direct. Mai puțin! Și acolo reiese că tu n-ai avut... Da, dar dacă tu n-ai vorbit cu ea și n-ai conversații cu ea... Asta zic, reiese că tu n-ai nimic. Din discuție. Apoi că ele scriu ca niște disperate să fie sănătoase, nu știu. Asta credea, mă, crede-mă, cum le scriu. Deci la toate fetele din casă scriu sute de băieți, credeți-mă. Adică se vede clar că nu am răspuns sau că nu am nimic cu băiatul respectiv. Gândește un pic, adică analizezi situația. Nu s-a ta de nebună, bă, ți-a scris una... Bani, nu mai-s cu tine. Nu, nu există așa ceva. Păi vreau să zic că sunt destul de matură. Deci, eu am cerut, adică i-a spus niște lucruri, nu știu, normale. Eu nu aș dau, e simplu. Tu ar dau... Bun, și tu să fii într-o relație, Cătălin, tu să fii într-o relație cu mine. La fel ai dat răspunsul ca și Marius. Niciodată în viața ta eu nu o să-ți dau parola. A zis și el așa, nu înseamnă că niciodată. Nu. Ba da, măi, niciodată. Păi așa, că nu niciodată, te-am zis, niciodată, nici nu am făcut nimic. Adică niciodată, nici ție, la... nici la nimeni. N-am dat-o și nu o să dau niciodată nimeni. Nici eu n-am dat-o. Despre ce, de ce, trebuia să zic, păi ți-o dau peste un an? Păi niciodată mi-am cerut acum, dar niciodată. Păi ca să închidem subiectul, să nu-l mai deschizi iarăși, că n-ai mai deschis acum o săptămână, să fie subiect încheiat. Dar nu, noi trebuie să vorbim în casa asta, îmi pare rău. Absolut, asta spun și eu, dar nu vreau să discut. Dar de ce, Mariu? Îmi pare rău că tu ești în situație, domnul Marius, dar trebuie să discutăm. Sigur. Tot niciodată e răspunsul. Într-un fel, Marius, gândește și bine, știi că toate certurile pleacă de la rețelele astea. Da, corect. Știi? Și el se gândește, bă, uite, așa evit unii chestii, știi? Păi asta am zis eu. Da, tu îți dai filme, domnule, că ăsta face nu știu ce are face. Are ce filme să-și dea. Dar într-un fel... Nu, asta e o coardă întinsă, spune ce e coardă întinsă, știi? Când vezi că-ți merge, mai tragi un pic de ea, când vezi că merge, mai tragi un pic de ea și la un moment dat coarda se rupe și se lovește. Crede-mă, ce spun că... Prima dată când te-am blocat pe WhatsApp, de ce te-am blocat? Pentru că ai dai like sau pentru răspunsul pe care mi l-ai dat? Nici nu mai contează. Păi contează. Nu pentru mai. Că eu m-am supărat pe tine pentru răspunsul pe care mi l-ai dat. Să nu mai tatu, că nu-mi dai tu mie teste de răspunsuri, crede-mă. Nu suntem la școală, nu dai tu mie teste. Asta ai spus. Asta ai spus. Dacă tu spuneai mie... Bă, iubito, viața asta normal nu, că să dau parola. Nu ai 2 ani să te iau să te gâdil pentru orice între. Nu mai dat tu teste ca să, uite că testele se mai pică și intenționat. Bă, pică prost pentru tine, nu pentru mine, crede-mă. Deloc, e niciodată și pentru tine și pentru orice femeie care va fi cu mine de acum încolo. Să fii sănătos, asta îți spun. Eu nu gândesc așa, tu gândești diferit. Ioane, tu ai dat mă parola ta, Ioane, ia zi, lui Gagicta. Dacă ar dau și aș dau și eu. Nu se aude. Eu nu sunt curios. Dacă o dă, ia o dă și el, aud. Bă, nu știu, asta e o chestie.